Centrul socioeducativ sportiv Sfântul Nicolae din Techirghiol a fost sfințit astăzi de înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Amenajat în incinta unei baze sportive, noul așezământ va deservi 60 de elevi din clasele 1-8 care provin din familii defavorizate din localitate. Iată, acest moment este un moment de binecuvântarea lui Dumnezeu și de binecuvântarea noastră. Când ajutăm pe cei ce sunt în nevoie, de fapt Dumnezeu ne ajută pe noi, ne îmbrățișează și ne înmulțește darurile noastre. De aceea suntem bucuroși că Techirghiolul, care are biserici și o mănăstire atât de frumoasă închinată Maicii Domnului, iată, are și acest acoperământ începând de astăzi, pentru copiii care au nevoie de hrană, ca această misiune a bisericii noastre să fie cu adevărat împlinită. Noul proiect se înscrie în programul O șansă la educație, o șansă la o viață, care își propune prevenirea abandonului școlar. El a fost organizat de parohia Sfântul Proroc Ilie din Techirghiol, în parteneriat cu primăria orașului Techirghiol, Liceul Teoretic Emil Racoviță și Fundația Brief România. Astăzi noi nu ne limităm numai la această hrană, ci aici va funcționa și o consiliere psihologică, aici va fi și un after school în această clădire, iar copiii care doresc pot practica și diverse sporturi, precum fotbalul, basketul, șah, fiecare ce dorește dintre aceste activități sportive. Pentru implicarea în proiect, ierarhul a oferit secretarului primăriei Techirghiol o diplomă de vrednicie. Vrem să le dăm nu numai această masă caldă, propriu zisă, ci un imbold de a merge la școală, pentru că școala considerăm că le va da o șansă la o viață mai bună. Este un început, sunt foarte multe lucruri care încă trebuie reglementate, dar cu ajutorul Dumnezeu sperăm să ducem la bun sfârșit această sarcină pe care ne-am luat-o și cât mai mulți copii să se bucure de sprijinul nostru și să pășească în viață frumos, să crească frumos. În cadrul centrului, copiii participă la activități de tip after school, primesc o masă caldă, consiliere pedagogică, rechizite, îmbrăcăminte și șansa de a practica un sport. Noi, conform regulamentului, avem niște criterii foarte bine stabilite. Ei trebuie să vină la școală să învețe, iar la numărul de 10 absențe li se scade un punct la purtare. Prin ședințele cu părinții li se spune lucrul acesta, diriginții iau act și îi informează mereu de acest caz și noi sperăm să îi stimulăm prin fel de fel de jocuri, prin aceste fapte bune, să vină la școală și să poată să aibă o educație. După slujba de sfințire, ierarhul a luat masa împreună cu cei mici.